Good morning! Este luni dimineața, aici. Sunt liberă astăzi. Eram cu curățenie în toată casa, am făcut niște schimbări în bucătărie. Și sunt super entuziasmată. Am tăiat aseară, am cusut, am pregătit draperia aceea pe care ați văzut-o voi în ultimul daily vlog pe care am luat-o de la Second Hand. Și poate o să filmez ceva cadre să vedeți cum arată. Este un pic cam scurtă, dar pentru perdelele care sunt deja la geam, dar este destul de ok, zic eu, arată destul de bine. Am pregătit clipul, voi îl veți vedea în această seară, dar când veți vedea clipul acesta, va fi deja urcat pe canal. Îmi cer mii de scuze că am avut o pauză și n-am mai postat, cred că de vreo o lună, n-am mai fost constantă aici pentru voi, dar revin. Și știu că voi mă iertați de fiecare dată. Este foarte frig, poate mă vedeți că sunt cu blana pe mine. Este blana aceea de la Zara, care este foarte călduroasă, doar că e scurtă. Asta e tot ce mă deranjează la ea. Mi-am luat treningul ăsta de catifea pe care l-am avut la vânzare la noi la magazin, dacă vă aduceți aminte. Am și pantalonii și este atât de moale și atât de... Și voiam să vă mai spun că ador când mă urc în mașină să îmi dau drumul la încălzirea din scaune, că simt că mi-a foc așa toată partea dorsală și îmi place de mor, mai ales acum că este foarte frig. Este foarte frig și în casă și în dormitor și peste tot și abia aștept să dea drumul la căldură, pentru că în acest apartament nu am și anume centrală. Gata, plec la Lidl, vreau să fac niște cumpărături și după la DM ne vedem acasă. Tot mă uit pe TikTok, am și o preferată de la noi din țară la care mă uit și pe care o urmăresc cu foarte mare drag. Chiar dimineața am luat toate clipurile ei la rând, așa să mă uit la ele. Ioana Grama, despre ea este vorba, o ador și pe fetița ei la fel, dar îmi place foarte mult vibe-ul ei și felul cum vorbește, cum explică și evident toate clipurile pe care le face, conținutul lor în sine. Și tot mă gândesc cum să fac și eu chestia asta cu TikTok-ul și să fiu mult mai activă acolo, să fac daily vlog-uri acolo. Ideea este că este foarte, foarte greu să fac lucrul acesta în același timp cu, în același timp în care filmez și pentru YouTube, pentru că este vorba despre un alt format în primul rând de a filma, mă refer ca și încadrare, și în al doilea rând și faptul că acolo trebuie să filmez mult mai puțin, cadre mult mai scurte, mi se pare foarte, foarte greu să filmez două clipuri în același timp și să trebuiască să le filmez separat, dar că mi-am adus aminte de asta, voiam să vă readuc aminte că am cont de TikTok și mă găsiți acolo cu Andreina Ciobanu, cred. O să pun pe aici pe ecran undeva contul meu și cum mă găsiți acolo, să-mi dați un follow. Am mult mai mulți follower și acolo și am reușit să-i strâng în foarte puțin timp. Nu se compară cu YouTube-ul, de asta spun că este viitorul. Deci, da, sper din tot sufletul să găsesc o variantă, o soluție ca să pot să postez mai mult pe TikTok. Și acum tot că am ieșit pe aici prin zonă, zic, de ce să nu mergem pe la Second Hand? Pentru că avem toată ziua la dispoziție și mă gândesc să facem o provocare de asta. Haideți să vedem ce putem să cumpărăm de la Second Hand cu 20 de lei. 20 de lei atât. Deci orice aș găsi, nu o să cheltui mai mulți bani. 20 de lei, provocare. Nu că vreau să mă dau mare, dar... Și mi-am adus aminte să vă mai spun un lucru pe care am început să-l fac, să zic, l-am încercat și am început să-l fac în ultima vreme. Să-mi lăsați în comentarii, vă rog, din suflet, dacă sunt printre voi care ascultă muzică techno minimal. Minimal? Minimale, le zicem noi, mai pe scurt așa, eu cu gașca de la Băilești. Despre care v-am mai spus că ne-am împrietenit, avem și un grup pe WhatsApp și comunicăm acolo și încercăm să ținem legătură foarte strâns așa în fiecare zi. Dacă sunteți și voi admiratori de muzică de asta, să știți că pe viitor cu siguranță ne vom întâlni la festivaluri sau ceva, cluburi, sau ne putem întâlni pe acolo. De curând am fost la Picnic Fonic, s-a ținut la Romairo, 3 zile a ținut. Și m-am întrecut pe mine, ca să zic așa, și am mai fost și prin ceva cluburi unde se pleiază astfel de muzică.
Doar asta voiam să vă zic. Să -mi lăsați în comentarii, că-s curioasă dacă mai sunt admirator de muzică. De asta eu am descoperit-o acum de curând. Am ajuns la second. Deci, nu vreți să știți, zici că am presimțit 20 de lei, deci dacă vedeți ce am găsit la second hand, cred că este, face parte din categoria aia din care face parte și eșarfa aceea de la Chanel pe care am găsit-o la second hand. Este efectiv o comoară și am luat-o la 20 de lei. Am avut foarte mare noroc pentru că aveau foarte mare reduceri, fiecare produs era 3 lei, dar cred că știți și voi dacă mergeți pe un second hand-uri că chiar dacă este zi cu 2 lei sau cu 3 lei bucata, sunt anumite chestii, de exemplu blănurile sau gecile de piele sau trenciurile sau gecile, care sunt, nu sunt 3 lei, sunt un pic mai scumpicele, dar chiar și așa sunt reduse la jumătate de preț sau 70 de lei. Cred că am luat-o greșit. Nu-mi dau seama unde sunt. Sunt ok. 20 de lei, am găsit ceva, abia aștept să ajung acasă să vă arăt, vreau neapărat să fac o ținută cu el în acest clip, dar nu știu dacă voi reuși, pentru că trebuie să-l bag la spălat, trebuie să-l calc. O, Doamne, 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 este ceva de super brand și e absolut superb. 20 de lei am dat, știu că am zis 20 de lei, dar mergem să ne mai clătim ochii, nu mai vreau să mai cheltuiesc niciun ban. Sunt foarte bine dacă plec acasă și așa, cu captura asta de 20 de lei, dar, repet, să ne mai clătim ochii, mai mergem într-un second hand, care este aici foarte aproape, mai merg și eu pe jos, mai dau câteva 0,001 grame jos, m-am îngrășat, trebuie să intru la dietă, viața mea e aproape un haos, dar... Oare am noroc ceva aici? Cred că putem să sărim peste promisiune cu 3 lei. Deci, 2 minute mai târziu, am trișat cu 10 lei, dar credeți-mă că o să vedeți când ajung acasă că e extraordinar de frumos și a meritat toți banii, chiar dacă am trișat cu 10 lei. N-are nimic, 30 de lei am cheltuit pentru două capturi extraordinare, efectiv. Gata, mă duc la mașină pentru că vreau să fac supă cremă de ciuperci astăzi și trebuie să iau ciuperci. Ce mai trebuie să iau? Smântână lichidă și cam atât. Ciuperci și smântână lichidă. Mă duc la Lidl. Iar după, v-am spus, vreau să trec la DM să-mi iau vopsea de păr și șampon. Pentru că nu mai am ca să mă spăl pe cap astăzi și să-mi fac și eu ceva cu părul ăsta, că deja nu-l mai suport. Cred că ultimele 3 dăți, când m-am spălat pe păr, nu mi-am făcut absolut nimic, nu l-am coafat și trebuie să-mi reintru în formă. Aaa, Doamne, ce fericitez! Ai, Doamne, când o să vedeți ce-am găsit, ce-am găsit! Ta-ra-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra. Să știți că e mare de gal de afară, lumea e în tricou și eu sunt în blană. Da, când am plecat eu de acasă era frig, chiar dacă am plecat acum 15 minute. Deci n-ai cum. N-ai cum. Nu vine să cred. Moș Crăciun, suntem în octombrie. Scuze. Deci în ce hal arăt, n-ai cum. Am încercat să ascund firul ăla de acolo, dar n-am avut absolut nicio șansă. Gata, am ajuns acasă. Uitați-vă numai ce păr am în cap. Deci uitați-vă numai ce păr am în cap. Chiar acum o să-mi dau drumul la el și să mi-l prind ca lumea, pentru că o să mă deranjeze până când o să ajung eu să mă vopsesc, să-mi pun vopseaua în cap și să mă spăl pe cap. Pentru că mai întâi vreau să mă apuc de mâncare. Vă spuneam că o să fac supă cremă de ciuperci, pentru că n-am făcut niciodată. Niciodată? Nu, niciodată n-am făcut. Am făcut, făceam doar supă cremă de linte, știți voi. Dar mâncam întotdeauna supă cremă de ciuperci, mi-aduc aminte cu mult drag, când eram la teatru, dacă vă aduceți voi aminte, și mâncam sănătos, voiam cel puțin să mănânc sănătos și mâncea la mega ăla de acolo, de la Unirii, de la universitate, de fapt, și îmi luam supă cremă de ciuperci de la Frufru și paste sănătoase din acelea reci. Vă aduceți aminte că filmam eu pentru voi și întotdeauna mi-a plăcut foarte mult supa cremă aceea de ciuperci și aseară chiar mă uitam pe, pe YouTube și am găsit rețeta Jamilei și o să
o fac pe aceea, așa, parcă mai arăt și eu a om. Nu știu ce să fac, să vă arăt ce am luat de la Second, Doamne, că am vorbit cu mami până acum și am arătat ce am luat. Sunt atâta de entuziasmată că mor! Hai mai întâi să vă arăt ce am luat de la Lidl și de la DM și o să vă arăt imediat după, promit, ce am luat de la Second Hand, pentru că sunt efectiv moartă și vreau neapărat să bag la spălat ca să apuc să-l probez pentru voi până diseară și vreau să-l calc ca lumea. A, și să vă arăt și pe aici prin bucătărie ce am reușit să fac. Nu știu dacă v-am spus, dar aveam de gând să dau cu var aici în bucătărie, să fac ceva schimbări ca să fie bucătăria asta frumoasă, pentru că casa în rest este destul de, zic eu, drăguță, dar vă mai spuneam eu că bucătăria și baia sunt aproape în ultimul hal. Aproape în ultimul, nu chiar în ultimul hal, întorc eu camera și vă arăt imediat, că știți că eu nu mă ascund, vă arăt absolut tot, dar am stat eu și am calculat, m-am gândit foarte bine și nu cred că merită să bag bani aici, să cumpăr var și să îmi irosesc eu toată energia și să depun efort, așadar am făcut câteva schimbări așa ca să arate cât de cât drăguțel, dar vă arăt imediat. Haideți să vă arăt ce am găsit, ce am luat de la DM mai întâi, că aveam aici punga deasupra. Gel de duș din ăsta cu lămâiță, parcă cu vanilie am luat, cu lămâiță, Doamne, cum miroase că mor. Și flash news, a apărut gelul ăsta de duș despre care nu știam, este la același preț cu ăsta, cred că e nou, de fapt cu siguranță e nou pentru că eu nu l-am mai găsit în magazine, e absolut, cu ce credeți că e? Cum miroase, îmi pare rău acum că n-am luat două, de ce n-am luat două? Cu cireșe. Deci e extraordinar. Abia aștept să mă spăl cu el, și cred că e nou. Nu știu, eu nu l-am mai văzut, așa că fuguța repede la DM, care sunteți fane DM și luați-vă, pentru că oricum aveau mai multe arome, mirosuri. Am luat vopsea de păr, după cum vă spuneam, de asta de la Garnier, negru intens. Nu contează că tot negru iese. Și am mai luat șampon, pentru că după ăsta m-am dus. Ăsta era cu vanilie și țineam eu minte, e foarte bun și ăsta și oricum de asta balsam mai aveam. Și acum hai să vă arăt repede ce am luat de la Lidl, pentru că nu sunt foarte multe. Pentru rețeta de supă cremă de ciuperci, s-a rupt aici punga când mi le-a pus domnul ăla la casă, am luat ciuperci din astea brune pentru că n-am găsit de alea albe, dar trebuia să iau de alea albe. Am mai luat și pleurotus pentru că așa zice Jamila, ca să iasă totul foarte bun în rețetă. Asta am luat-o extra pentru că am avut foarte multe brânză de la nuntă de la frate meu, mi-a dat Nicoleta și cu tati și m-am bucurat foarte tare, am pus-o la borcan în apă cu sare ca să țină până acum și au trecut mai mult de 2 luni și până zilele trecute am avut brânză și am mâncat din aceea, atât de multă mi-a dat și nu mai aveam deloc, așa că am luat niște telemea de asta de vacă. Vreau să fac clătite astăzi și am luat crema asta de brânză pentru că eu ador clătitele cu umplutură de asta de brânză. Nu-mi plac clătitele de regulă, adică nu neapărat că nu-mi plac, le mănânc, dar nu sunt desertul meu preferat. Dar dacă pun brânză de asta dulce, îmi plac foarte mult. Smântână, pentru că o să-mi trebuiască la supa cremă de ciuperci. O să mai folosesc și lapte, dar vă arăt eu rețeta. Am poftă de câteva zile să mănânc salată de asta de ardei copt și m-am sacrificat și am luat niște ardei de ăștia, 4 la număr. Salată de ardei copt, nu știu dacă știți, dar mami făcea salată de ardei copt, copțea. Cocea ardeii și după le punea oțet, ulei și ceapă călită așa și cred că și usturoi, nu știu exact, trebuie să o sun, n-am mai mâncat de când eram copil, dacă nu mă înșel. Și am mai luat niște pâine de asta cu usturoi, pe care o găsiți la Lidl și în varianta congelată, dar eu am luat-o gata coaptă pentru că nu e foarte mare diferență la preț. Și niște gume de copii, pentru că nu-mi plac alelalte, am impresia că sunt super iuți. Bun, gata, mă duc în living să vă arăt ce am luat de la Second, Doamne, captura Second-ului. Haideți că m-am răzgândit, nu mă mai duc în living pentru că mi-am adus aminte că am hainele la uscat pe balcon și nu am lumină absolut deloc acolo la geam.
Uitați-vă, sunt din piele naturală, naturală și cam așa arată. Uitați că se vede pielea, că este super, super de calitate. Îmi place foarte mult interiorul ăsta și se vede și în interior că e piele de super calitate. Interiorul este mov. Dacă vă aduceți aminte, voi și mă urmăriți de ceva vreme, știți că am mai avut cizme fix așa, doar că puțin, puțin, parcă mai scurte, tot din piele naturală. Exact același model, poate puțin, puțin cu platforma un pic mai mare, pe care le-am luat mai înaltă, pe care le-am luat tot de la un second hand și le-am purtat de la venit rău și au scos toți banii, cred că am dat 10-12 lei pe ele, nu mai mi-aduc aminte acum foarte mulți ani. Le-am purtat la evenimente, le-am purtat la club, la ieșiri în oraș, peste tot, cred că și la serviciu le-am purtat cu pantaloni din aceia evazați când lucram la teatru și eram la birou și nu trebuia să stau în picioare și nu trebuia să fac drumuri. Și le-am purtat, repet, până când s-au stricat și se dezlipise de aici asta talpa și erau efectiv așa și până la urmă am renunțat la ele, definitiv. Și acum le-am găsit pe astea, care erau șansele, și am dat pe ele 10 leuți și uitați și botul cum arată, sunt absolut superbe, absolut superbe, Doamne, ce mă bucur de ele. Iar captura zilei. Stați așa să mă duc, să vă aduc ceva. Stați așa, nu plecați nicăieri. La fel, dacă mă urmăriți de ceva vreme, știți că mi-am luat în urmă cu ceva ani trenciul ăsta pe care l-am găsit tot la un second hand și l-am luat pe ideea că seamănă foarte mult cu trenciurile acelea de la Burberry, care sunt 4.000 de euro și am vrut și eu să am unul de genul acesta, dar... Seamănă, dar nu răsare cu ăla de la Burberry, dar a fost tot ce am găsit la momentul acela la second hand și l-am purtat, a fost foarte ok. Mă deranja că nu are cordon în talie, dar îl purtam întotdeauna cu o curea pe deasupra din aceea super lată și cam așa arată ăsta pe care îl am mai vechi de ani de zile. Stați așa că nu mă vedeți ca lumea și să mut puțin telefonul, așa este perfect. Deci îl aveam pe ăsta, iar acum, care, mă rog, nu este de la niciun brand, nici nu are etichetă, nu știu de unde este, dar... Și acum, pregătiți-vă. Aaaa! Ce părere aveți de așa ceva? Ăsta chiar seamănă extraordinar de tare cu ăla de la Burberry. Este lung. Are cordon în talie, are faza asta aici la spate, care e absolut superbă, cum purtau mamele noastre pe vremuri, dar este ceva, efectiv, vă jur că mi se face pielea de găină în timp ce vorbesc cu voi, ia uitați că și expectorez. Aoleu, domnule, ce entuziasmată că mor! 20 de lei și pregătiți-vă! Nu vine să cred, pe etichetă scria 40 de lei, aveau reduceri, după cum vă spuneam și mai devreme, și am dat 20 de lei pe el. Cam așa arată în interior. Doamne, cam și obosit de cât m-am entuziasmat. Așa, are buzunare foarte, foarte mare, are nasturi ăștia. Să e absolut super, ce să mai, numai. Captura zilei, 20 de lei. Și gata, mă duc să-l bag la spălat. Îi căutam eticheta aceea de interior înainte să mă duc să-l bag la spălat, pentru că eram curioasă să văd din ce material e făcut. Dar nu o găsesc absolut deloc, cred că este foarte bine ascunsă pe aici pe undeva și uitați ce am descoperit, că pe partea de interior are niște buzunare, cred că sunt cele mai mari buzunare pe care le-am văzut în viața mea, care au și ele așa nasturi și uitați cât de mare e, deci uitați de două palme efectiv și foarte, foarte lat, superb și are, mă gândeam că are doar unul într-o parte, dar de fapt mai are unul și în cealaltă parte. Ok, avem așa. O să fac în crăticioara asta, ador setul ăsta de la mami, supa cremă de ciuperci. Și am aici aproape o ceapă întreagă, foarte, foarte mare, aproape, să zicem vreo 3 sferturi din ea și cu 3 căței de usturoi. Le-am pus la călit, o să mai amestec încă un pic și cred că este aproape gata. Iar imediat după, cred că mai las, nu știu, 10-20 de secunde, o să adaug ciupercile. Le-am tăiat foarte bine. Aici sunt cele șampinion normale, cele pleurotus.
Iar după mă pun să curăț doi cartofi. Jamila spune un cartof, dar mie mi se pare că e prea puțin un cartof de ăsta și mă gândesc că i-a pus unul mai mare. Eu o să pun pe, o să-i pun pe ăștia doi. Așa, iar acum adaug ciupercile. Oh, Doamne, ce greu mie să filmez cu un o mână și să fac chestii cu cealaltă mână. Mi-e foarte greu coordonarea, se umple asta. Sper să nu dau pe lângă. Așa, se umple oala și o să las aici până când o să își o să scadă foarte mult și o să rămână foarte puține ciuperci. O să vedeți imediat doar pe pe fundul cratiței. Și o să le las aici până scad și revin. Gata, acum că a scăzut toată treaba aici, cred că e de ajuns, știți că eu fac din ochi toate treburile astea, o să adaug cartofii, de asta să-i scurg. Cam așa și spune Jamila să adăugăm un litru de supă de pui sau de apă, evident că n-am supă de pui, că n-am avut ce să fierb și o să adaug, nici nu știu cât are chestia asta, dar cred că o să mai pun încă jumate de asta. Am uitat să dau pe rec. Am mai pus încă aproape jumătate de asta, aproape, că mi s-a părut un pic cam mult, dar sper să scadă, o să o las să fiarbă foarte, foarte bine și o să adaug secretul gustului. Boia de ardei dulce afumată, pentru că e extraordinar de bună și cred că am pus prea mult, dar nu contează că n-are ce să-i facă rău, doar bine. Și o să fiu cu minte și o să las doar atât, nu o să mai condimentez mult, dar mi-a venit acum în cap că foarte, foarte bine cred că ar merge puțină mentă, dar cred că o să mă abțin și n-o să stric supa cremă. O lăsăm așa să vedem cum iese și eventual poate o să adaug după. Revin după ce scade totul și trebuie să adăugăm și restul ingredientelor. Cât aștept să se facă chestia asta, am tăiat aici vreo 3-4 cartofi, am condimentat foarte bine cu cimbru, busuioc, rozmarin, boia, condiment de cartofi prăjiți, pentru că este condimentul meu preferat și cred că v-am mai vorbit despre el, și secretul gustului acela de găină, iar aici am niște carne pe care o țin de ieri, dacă nu mă înșel, sau de alaltăieri la frigider în baițul ăsta și cred că o să iasă extraordinar de bună și o să o adaug aici peste cartofi și le bag la v-am spus că nu mă descurc cu o singură mână, ar trebui să-mi pun ăsta, telefonul ăsta, pe un stativ. O să le bag la cuptor ca să am și felul 2, trebuie să-mi iau și mâine la serviciu și să am să nu mai gătesc câteva zile. Cam așa, le bag la cuptor, cred că o să dureze cam vreo oră, le las să se facă foarte, foarte încet, pentru că oricum nu mi-e foame, că am mâncat înainte să mă apuc să gătesc și urmează să fac și clătitele și gata cu găteala! Gata, au fiert cartofii, cam așa arată. Jamila zice să închidem focul atunci când fierb cartofii și să adăugăm, dacă nu mă înșel, 300 de ml de lapte. Eu am pus cam atât ca să scădem temperatura. Și o să adaug laptele ăsta aici, dar trebuie să și amestec în același timp, așadar o să închid camera. Iii, ce bine stați voi acolo! Doamne, sper să iasă ceva aici din supa asta cremă, pentru că miroase extraordinar de bine și sper din tot sufletul să iasă bună. Și mi-e frică să nu iasă prea... Haideți că am pus tot laptele ăsta. Mi-e frică să nu iasă prea lichidă. Adică chiar vreau să iasă supă, cremă. Sunt destul de multe ciuperci și cartofii ăștia. Sper că atunci când o să o blenduiesc la final să arate totul foarte bine. Iar acum nici nu știu. Cred că s-a răcit temperatura și trebuie să adaug din nou, dacă nu mă înșel, 300 de ml de smântână. Eu am paharul ăsta care are 400 de ml, 400 de grame. Este smântână de asta, nu e de aia lichidă. Și o să adaug, o să o adaug aproape pe toată. Să vedem ce va ieși. Sper din tot sufletul să iasă totul bine și o să o adaug treptat și o să amestec. Hai să vedem ce iese. Sper să nu se brânzească, asta e tot. Se
prânzește puțin. Eram sigură că se prânzește puțin pentru că am experiență din punctul ăsta de vedere de la ciorba rădăuțeană. Știu că trebuie puse cumva invers, tocmai ca să nu se prăzească, că e temperatura foarte mare. Dar o să adaug așa, pentru că oricum o blenduiesc după. Am păstrat două linguri de smântână ca să fac un sos tzatziki pentru carnea și pentru pentru cartofii pe care i-am pus la cuptor. Și haideți să vă arăt cum arată. Cam așa arată maglavaițul, arată foarte bine, miroase foarte bine, iar acum pun blenderul, o blenduiesc și vedem ce iese. Cam așa arată, am blenduit-o și mi se pare că are textura efectiv perfectă. Și acum momentul adevărului, haide să gustăm, chiar dacă mie nu prea îmi place să gust mâncarea, dar o gust de dragul videoului. Haideți să vedem. Ah, ce dorm era să filmez pentru voi, spun asta de fiecare dată. Știți cum miroase? Efectiv demențial daciu, perci cu smântână. Deci, miroase daciu la ma. Ah, miroase daciu perci. E bună. Ah, e foarte bună. Dar cred că trebuie să-ți placă foarte mult ciupercile ca să îți placă supa asta cremă. Pentru că are un gust foarte puternic de ciuperci. Adică mi se pare că... Scuze, țărancă. Cartoful ăla n-a ajutat decât la consistență, cumva. Nu i-a schimbat gustul niciun fel. Dar are exact același gust ca aceea de la frufru, de care vă spuneam că mâncam eu odată. Vedeți că mi s-au lăsat deja buzele. Oh, foarte bună! Și cu pâine de aia cu usturoi de care am luat de la Lidl. Oh, Doamne! Foarte bună! Sunt o gospodină foarte bună! Așa, acum o să-i pun capacul. Și o să mă apuc de clătite. Gata și clătitele, le-am lăsat aici puțin să se răcească. Și am aici dulceață de smochine de la tati, scrie și ne pe ea, dar este de smochine, de la tati de la nuntă de când am fost. Mai am aici ceva de vișine, dacă nu mă înșel. Și bineînțeles, mult iubita brânză, cremă de brânză cu mere și stafide. Este perfectă și pentru toamnă și o să aibă un gust extraordinar. Mă pun să le umplu, le pun pe farfuria asta, le acopăr. Iar după să mai strâng pe aici, mai am despălat aia, aici puțin. Și vreau să las totul curat și mă duc să-mi pun vopseaua în cap. Aproape am terminat mâncarea, nici nu m-am uitat la ceas, nu știu dacă e 12 sau 3-4 după masa. Mai am la... cu toate că n-a durat chiar foarte mult să fac toată mâncarea asta, dar sunt sigură că pe următoarele 2-3 zile cu siguranță îmi va ajunge. Mai am cei 4 ardei pe care i-am luat de la Lidl la cuptor ca să fac salata aceea de care vă spuneam, înghit în sec, că deja mi s-a făcut foame și miroase în bucătărie extraordinar de bine. Vă spuneam că mai sunt ardei la cuptor și pur și simplu chiar acum am deschis cuptorul ca să îi întorc și miroase atât de bine. Mi-aduce aminte de momentele în care eram acasă cu mami și cocea ardei să facă zacuscă cu ardei și ardei din aceea în sos și ardei în oțet pentru iarnă și pur și simplu mirosul ăsta mi-aduce aminte de copilărie. Întorc camera să vă arăt ce am reușit să fac până acum. Mai rămâne să se coacă ardeii și să fac ceapa aceea puțin așa călită sau până la urma urmei cred că nici nu mai fac, oricum sunt foarte bune așa și m-am gândit eu că o să meargă foarte bine cu supa cremă de ciuperci ca și o sălățică așa pe lângă. Doar cu puțin ulei, sare și oțet o să iasă demențial. Întorc camera să vă arăt. Am pregătit aici folia doar să le acopăr. Nu știu cât de apetisant arată chestia asta pentru voi pe cameră, dar în realitate este extraordinar de bună. Sunt cartofii cu pulpele pe care tocmai ce le-am scos de la cuptor și dacă vedeți aici, am presărat niște brânză pe deasupra cartofilor. Aici am clătitele pe care le-am umplut și sunt gata, pregătite doar de mâncat, de înfructat din ele, supa cremă de ciuperci, iar aici pentru cartofi și
pulpe, am făcut un pseudo sos tzatziki și zic pseudo pentru că am adăugat niște pastă din aceea de ardei iute, ceea ce nu se pune în sosul tzatziki, dar cu siguranță iese foarte bun. Gata, mă pun să le înfoliez, să stea calde și mă duc să-mi pun vopsea în cap. Good morning! Când o să vedeți și următorul video, o să vă dați seama că filmez puțin ciudat cadrul ăsta de acum, cumva, pentru că în momentul de față deja m-am întors din Bologna, iar clipul pe care l-ați văzut voi și secvențele pe care le-ați văzut în videoul ăsta sunt filmate înainte să plec în Bologna, dar nu contează, voi oricum pentru voi... Nu e foarte important lucrul ăsta pentru că a trecut abia o secundă, iar imediat după asta, astăzi sunt liberă, este joi, imediat după ce filmez cadrul ăsta și termin clipul acesta, o să mă apuc de celălalt pe care voi urmează să-l vedeți, adică haul-ul și clipele de reîntoarcere acasă din Bologna. După cum v-am promis, o să vă arăt cum... Am făcut pe aici prin bucătărie, chiar dacă nu mai este atât de proaspătă și treaba și nu mai sunt atât de entuziasmată. Și neapărat vreau să vă arăt și trenciul, pentru că v-am promis că o să vi-l arăt. L-am spălat, l-am călcat. Trebuie să recunosc că nu s-a călcat foarte, foarte bine, cel puțin deocamdată, după prima spălare. L-am băgat la mașină și cred că am făcut o foarte, foarte mare prostie, dar eram foarte entuziasmată, voiam să-l port, voiam să usuce repede, iar dacă îl spălam la mână, cu siguranță nu puteam să-l storc atât de bine, știți și voi, și se usca mult, mult mai greu, chiar dacă l-am pus la soare pe balcon. Dar, mă rog, cam așa arată. Stă de aproape o săptămână, cred, pe umeraj și sper să se îndrepte din ce în ce mai mult. O să încerc să calc și cu fierul acela vertical de la Nicoleta și să văd exact cum funcționează totul. Dar, în fine, cam așa arată în momentul de față. I-am legat eu cordonul ăsta la spate pentru că mi-este un pic lărguț. O să vă inserez pe aici și o poză ca să vedeți cumva o idee de cum am gândit eu să îl port și arată foarte bine, este de calitate foarte bună. Haideți să-l iau puțin pe mine, chiar dacă am halatul și sunt în pijamale, să vedeți exact care este treaba. Este lung, are un sistem de închidere un pic ciudat, cel puțin eu nu cred că am mai avut niciun palton care să se închidă așa cumva și am impresia că din cauza acestui sistem de închidere, stă puțin aiurea în partea din față. Stați așa să mișc puțin camera, să o pun așa ca să vedeți exact despre ce e vorba. Uitați, vedeți cum reverul ar trebui să stea așa, da? Este un rever normal. Aici, ăsta este întors. Bineînțeles că aș putea să-l desfac, dar n-aș vrea cumva să-i schimb vibe-ul și styling-ul. Cam așa arată la spate. Vă spuneam că nu s-a călcat foarte bine, dar sper din tot sufletul să reușesc să fac ceva cu el. Bineînțeles că asta se poate deschide și merge prins în talie. Este oversized, dar faptul că i-am legat așa cordonul la spate cumva îl face să nu mai pară atât de oversized. Bineînțeles buzunarele, cum vă arătam și mai devreme, buzunarele acelea imense care sunt pe interior. Și da, asta vă spuneam cu sistemul de închidere aici. Vedeți cum stă partea asta închisă și din cauza faptului că are căptușeală, evident, atunci se așează puțin ciudat cumva aici. O să-l desfac eu când o să-l mai bibilez și o să încerc să-l mai calc și să văd exact cum stă fără partea asta cumva închisă cu nasturi. Deci da, cam așa arată trenciul, îmi place de mor, l-am luat cu 20 de lei, vă dați seama, uitați ce bine vine aici la umeri, mi se pare extraordinar și culoarea și tot, tot! Iar acum, pe principiul fără ai din ce ai, o să întorc camera și o să vă arăt ce schimbări am mai făcut în această bucătărie. Mă chinui de atâta vreme, v-am mai spus, să dau cu var și nu reușesc să fac lucrul acesta. Nu știu, poate voi reuși înainte de Crăciun, dacă nu mă mut până atunci, pentru că m-am gândit cumva și la chestia asta cu mutatul, dar nu știu, rămâne cumva deocamdată în stand-by. Întorc camera și vă arăt. Cam așa arată perdeluțele. Vă spuneam și mai devreme că sunt mai scurte și nu mă gândeam că o să se întâmple lucrul ăsta, dar chiar și așa mi se pare că a dat un plus foarte mișto bucătăriei.
Față de cum arăta înainte, cu siguranță e o îmbunătățire. Cam așa am reușit să mut masa. Astea sunt scaunele pe care le-am luat la donat, de la donații, și cred că v-am vorbit de ele în clipul acesta. Ideea este că a trecut foarte multă vreme de când am filmat eu secvențele pe care voi le-ați văzut deja și am făcut, evident, cum fac de obicei, prostia să nu mă uit pe video să văd exact despre ce vorbesc, dar țin să cred că v-am spus despre scaunele pe care le-am luat de la donații și am început să le recondiționez pentru că aș vrea totuși să le vând și să mă pun pe treabă din punctul ăsta de vedere. Astea sunt scaunele, au picioarele astea care știți că pe mine efectiv mă dau gata, dar până una alta, pentru că n-am avut unde să le depozitez, am avut ceva musafiri, am zis haide să strâng aceste scaune oribile, astea oricum se pliază, le-am depozitat foarte simplu și foarte ușor după un dulap, le-am ascuns foarte bine și le-am pus pe astea aici din lipsă de depozitare. Din lipsă de depozitare? Da, mă rog, înțelegeți voi ce am vrut să spun, e dimineață, e 10. Bun, scaunele astea le voi recondiționa. Pe astea nu vreau, adică nu vreau să fie un set, aș vrea să le vând cumva individual și o să le postez pe pagina de Instagram a magazinului online de haine pe care l-am avut. Foarte mulți dintre voi știți despre acela, îmi plac foarte mult scaunele, dar... Haideți să încercăm să vedem dacă merge cu chestia asta, cu vânzarea. Am aici și două buchete de flori cumva băgate într-unul. Uitați cât de urât este peretele acela, de asta vă spuneam că vreau neapărat să dau cu var. Iar aici voiam să vă mai arăt că mi-am făcut un fel de coffee station, cum vă spuneam și la început, fără ai din ce ai. Așa am încercat să fac eu coffee station-ul, nu neapărat pentru că îmi doream foarte mult un coffee station, dar pentru că voiam să eliberez raftul de aici din bucătărie, vă arăt imediat. Acesta, despre raftul acesta este vorba, aici era înainte, dacă vă aduceți aminte, espresorul și am vrut neapărat să-mi pun toate condimentele astea, că nu degeaba am dat banii pe borcanajele astea de la Jumbo și uleiul și toate chestiile astea, am vrut să fie așa la vedere aici. Aici este buchetul de flori pe care mi l-a dat o colegă de la serviciu cu flori și frunze uscate pe care absolut îl ador. Asta este ce am produs eu ieri de la spital. În ghilimele ce am produs, evident, au fost niște doamne foarte, foarte drăguțe care mi-au adus cadouri. Aici este lapte praf și o să vreau să fac niște orez cu el, cumva orez cu lapte, și cam asta e. Vă pup, mă grăbesc, închei vlogul acesta, ne vedem cu drag în următorul, adică cel de la Bologna. Mă duc să filmez și holul de haine și trebuie să ies afară, trebuie să ajung la bancă, trebuie să ajung la foarte multe instituții astăzi, am foarte multă treabă, vreau să termin multe lucruri și în casă, vreau să fac și curat în dulap la haine, să-mi scot hainele de iarnă, să le bag pe alea de vară, pentru că n-am făcut deocamdată lucrul acesta. Vreau să am o zi super productivă, așadar închei vlogul ăsta, pentru că oricum încep altul. Vă pup, ne vedem data viitoare!